Iubiți frați și surori, dragă biserică, vă chem în această seară să deschidem Sfânta Scriptură și să deschidem inima noastră înaintea Sfintei Scripturi. Vom citi din Evanghelistul Matei, capitolul 20, primele 15 versete. Vă chem de asemenea să însoțim atât citirea Scripturii, cât și predicarea Evangheliei cu rugăciunea ca Domnul să vorbească inimii fiecăruia dintre noi. Eu cred că în seara asta, înaintea Domnului, noi toți tânjim după cuvântul Lui. Și fie ca Domnul să se apropie de fiecare dintre noi, să vorbească potrivit nevoilor fiecărei inimi și să plecăm de aici cu gândul că Domnul s-a apropiat de noi. Amen. Haideți dar să ne deschidem inima și cu liniște și respect să primim cuvântul Lui Dumnezeu. Matei, capitolul 20. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrători cu câte un leu pe zi și a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu le-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Și în seara asta spunem, Doamne, vrem ca și ochii noștri și inima noastră să fie bună. Amin. Și abia acum toată biserica zice amin. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Se cânta în această după-amiază frumoasă aici o cântare care mi-a atins cumva inima și cântarea spunea ce minunat să pot să spui că ești copilul Domnului. Și într-adevăr, pentru noi toți cei care suntem aici și care ne-am dat Domnului Hristos, care umblăm cu Domnul Hristos, știm că, indiferent de momentul în viață în care ne aflăm, indiferent de cum arată peisajul pe care traversează viața noastră la acest moment, noi putem spune fără tăgadă că este minunat să fim copiii lui Dumnezeu. Este așa? Este minunat. Este minunat că Domnul veghează asupra noastră. Este minunat că Domnului nu este rușine să ne numească copiii Lui. Este minunat să știm că în fiecare moment al zilei, în fiecare clipă al parcursului nostru pe pământ, noi suntem ai Tatălui nostru și Tatăl nostru ne iubește. Preamărit să fie El. Dar îngăduiți-mi în această seară, atât pentru noi cei care umblăm cu Dumnezeu, cât și pentru toți ceilalți care poate că au venit în seara asta la biserică invitați, poate că obișnuiesc să vină și încă nu s-au dat Domnului, să pună o întrebare importantă și pentru ei, dar și pentru amintirea noastră. La ce să te aștepți atunci când ești copilul lui Dumnezeu? Care sunt lucrurile care cumva descriu, care cumva prind această idee, această realitate a faptului că suntem copiii al lui Dumnezeu? La ce să se aștepte ei? Iată că noi suntem în această seară la o seară de evangelizare și cred că și în biserica dumneavoastră, așa cum se întâmplă în toate bisericile Domnului, nu încetăm să-i chemăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu.
Ăsta este primul și cel mai important lucru din viața unui om. Poți să faci o grămadă de lucruri din viața ta, poți să te ocupi, poți să crești sau să descrești în o grămadă de domenii. Dar iată un domeniu unde trebuie să fii atent, unde trebuie să iei o decizie. Cel al împăcării cu Dumnezeu. Și atunci când ne auzi pe noi spunându-ți trebuie să te împaci cu Dumnezeu, cu siguranță că apare și această întrebare. Bun, mă împac cu Dumnezeu. La ce să mă aștept? Când Domnul Hristos își începe propovăduirea, tot aici în Matei găsim expresia pe care Domnul o folosește la începutul propovăduirii lui, chiar în preambulul predicii de pe munte. Domnul zice așa, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor s-a apropiat de voi. Această idee a împărăției care vine, care s-a apropiat, a fost preluată apoi de către apostoli și o duc un pic mai departe apostolii și apostolul Pavel le spune efesenilor, Efeseni 2:19, un adevăr frumos despre noi toți cei care umblăm cu Domnul. Zice așa despre ei, efeseni atunci și despre noi astăzi. Așadar, zice apostolul, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Iată o caracteristică a copilului Dumnezeu. El este un cetățean împreună cu sfinții. Noi dacă te chemăm în seara asta la Dumnezeu, te chemăm să faci pasul acesta de la a trece din stadiul de străin sau poate din oaspete al casei lui Dumnezeu în cetățean împreună cu sfinții. Mai departe merge apostolul Pavel și le spune filipenilor, Filipeni 3:20, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Adică peste cetățenia noastră pe care o purtăm unii din naștere. Noi, eu cred că în seara asta cei mai mulți dintre noi suntem cetățeni români. Peste această cetățenie, la unii dintre noi se mai așează alta, iată, poate căpătată tot prin naștere, poate căpătată prin căsătorie, sau mai știu eu prin ce altă metodă, și unii sunt și alt tip de cetățeni. Dar dincolo de toate aceste cetățenii ale noastre, mai există o cetățenie care ne caracterizează pe toți cei care îl iubim pe Dumnezeu și umblăm cu Dumnezeu. Noi suntem, ziceți dumneavoastră, cetățean al cerului, împreună cu sfinții. La ce să te aștepți atunci când ești cetățean al cerului? Care este lucrul evident care va veni, experiența tuturor celor care sunt cetățeni împreună cu sfinții? Oameni din casa lui Dumnezeu. Iată întrebarea la care, una dintre întrebările la care răspunde pilda. Și pentru a da răspuns la această întrebare, la întrebarea la ce să te aștepți atunci când te dai lui Dumnezeu, atunci când umbli cu Dumnezeu, trebuie să luăm pilda de la capăt. Este o pildă frumoasă, este o pildă, așa cum ați constatat și dumneavoastră, ne se spunea și nouă la școală, cu final deschis. Nu știm exact ce s-a întâmplat până la final cu cei care s-au răzvrătit împotriva gospodarului. Este o pildă tensionată și tensiunea acestei pilde este dată nu doar de pilda în sine, cât de contextul în care a fost pus. Deși contextul este tulburător și vast, îngăduiți-mi doar scurt să-l prezint pentru a înțelege mai bine pilda aceasta. 1. În contextul acestei pilde, Matei 19 mai degrabă, se întâmplă trei evenimente majore care pun pe ucenici pe gânduri. Două care n-au de-a face cu ei, ei sunt doar martori ai evenimentelor, și unul care îi are protagoniști chiar pe ei, chiar pe cel mai impulsiv dintre ucenici, pe Petru. Primul eveniment din capitolul 19, care generează cumva pilda noastră. În capitolul 19, niște părinți decid că e frumos, așa cum și dumneavoastră veți face duminica viitoare, să duci copiii la Domnul Iisus pentru binecuvântare. Iată ce demers frumos. Dar, pentru că în vremea aceea, în vremea biblică, mortalitatea infantilă era foarte ridicată. Și pentru că inima părinților nu se lipea de copii decât destul de târziu și numele dădeau destul de târziu, tocmai pentru că mureau foarte mult și foarte devreme, copiii erau priviți în societate evrească de atunci cu neavând o importanță atât de mare. Și când câțiva părinți decid să-și ducă copiii la Domnul, întâlnesc zidul acesta al ucenicilor.
care ceartă. Nu, nu deranjați cu lucruri nesemnificative pe Mântuitorul. Și atunci și acolo Domnul încearcă să schimbe, schimbă lucrurile. Dacă împărăția lumii este așa, dacă între voi astea sunt regulile pe care le urmați, aș vrea să vă spun, parcă a zice Domnul prin atitudinea pe care o are, aș vrea să vă spun că în împărăția cerurilor lucrurile stau altfel. Și zice celebra expresie pe care dumneavoastră o știți: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Imediat după aceea are un loc un alt eveniment. Vine la Domnul Hristos un tânăr, elegant, îmbrăcat frumos, manierat, atent, bogat, mirosea bine. Și spune Domnului, tânărul întreabă, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar Domnul îi spune, de ce mă numești, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Și tânărul întreabă, care porunci? Și Domnul începe să-i le spună, la care tânărul are o replică pe care puțini oameni în viață ar putea o avea. Zice, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Iar Domnul se uită la el și așa cum Domnul face câteodată în viața noastră, pune degetul pe rană și zice așa, vinde tot ce ai, împarte săracilor și vină după mine. Și în momentul acela tânărul clachează, nu poate să o facă. Pleacă de la Domnul întristat și șocul ucenicilor nu vine de la faptul că pleacă tânărul ăsta de la Domnul întristat, ci șocul vine din faptul că Domnul nu face nimic să-l oprească. Tânărul pur și simplu pleacă. Când văd imaginea aceasta, după ce au trăit dușul rece dat de atitudinea Domnului față de copii, când văd imaginea aceasta a unui tânăr pe care ei l-ar băga imediat în rai, atitudinea rece și distantă a Domnului. Petru ia cuvântul și întreabă pe Domnul, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iar expresiile, cuvintele pe care le folosește Domnul sunt atât de puternice. Versetul 29. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Răsplata, pare a spune aici Domnul, depășește orice imaginație. Nu vi s-a urcat la minte. Încă nu reușiți să realizați, încă nu vedeți cât de bogat poate fi răspunsul pe care Domnul îl dă. Dar toate acestea s-au întâmplat. Toate aceste trei evenimente s-au întâmplat pentru a le arăta că împărăția lui Dumnezeu se așează pe niște piloni oarecum diferiți de pilonii pe care se așează împărăția lumii. Dacă în împărăția lumii copiii erau primiți cu reținere, în împărăția lui Dumnezeu copiii sunt primiți cu bucurie. Dacă în împărăția lumii oamenii pe care i-am băgat repede în față arată într-un anume fel, se comportă într-un anume fel, în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu vede dincolo de haine, Dumnezeu vede dincolo de atitudini, Dumnezeu vede dincolo, vede inima noastră. În împărăția lui Dumnezeu, inima contează. Și cum e atunci? Pare a fi răspunsul normal, întrebarea naturală care se naște din orice inimă. Cum e în împărăția lui Dumnezeu? Înțelegem că e diferit de împărăția lumii. Și Domnul începe să zică pilda aceasta. Vreți să știți cum e în împărăția lui Dumnezeu? Fiindcă împărăția cerurilor, începe Domnul, se aseamănă. Și luăm de la capăt pilda. Încercând să dăm răspuns la această întrebare, zic eu, importantă pentru fiecare dintre noi. La ce să ne așteptăm în împărăția cerurilor? La ce te invităm când te invităm la Dumnezeu? Pe ce pilon se așează? Cum este Domnul acestei împărății? Răspunsul pe care îl dă Domnul este printr-o poveste ticluită de un geniu, așa cum Domnul era, simplă. O poveste surprinsă din realitatea lor imediată, dar care întoarsă pe toate fațetele, ne surprinde, ne pune degetul pe rană, ne cheamă la a ne privi în această oglindă a cuvântului. Cum e în împărăția lui Dumnezeu? La ce să te aștepți? Și o luăm pe rând de la începutul pildei, de la capăt. La ce să te aștepți când devii copil al lui Dumnezeu?
Care este peisajul celor care umblă cu Dumnezeu, peisajul vieții? 1. Trebuie să te aștepți la bunătate. Am crezut că toată biserica vă zice amin. Mie îmi place bunătatea lui Dumnezeu. Dumneavoastră vă place? Deci în împărăția lui Dumnezeu trebuie să te aștepți la bunătate. La o bunătate revărsată peste tine și peste viața ta. În împărăția lui Dumnezeu, pilonii, unul dintre pilonii de bază a împărăției este bunătatea lui Dumnezeu. Bun este Domnul! Bunătatea lui prețuiește mai mult decât viața. Bun este Dumnezeu! Pentru a surprinde această bunătate, Cornilescu îi spune pilda lucrătorilor viei. Cred că îi face o nedreptate, că lucrătorii nu sunt aici personaje principale. Aici personajul principal este gospodarul. Și el este luminos, el este extraordinar. Și cine e gospodarul? Dumnezeu. Deci în împărăția lui Dumnezeu, atunci când te chem să ai de-a face cu Dumnezeu, să umbli cu Dumnezeu, te chem de fapt la bunătate, la faptul că te vei împărtăși, vei călători, vei fi în proximitatea celui care se definește pe sine a fi bun, cu desăvârșire bun. Noi nu zicem că Domnul are bunătate. Că s-ar putea într-un moment de toamnă frumoasă, romantică, să te duci la Dumnezeu și să-L găsești bun. Zicem că Domnul este bun, preamărit să fie numele Lui. În orice moment al zilei, în orice moment al existenței noastre, când îl căutăm pe Dumnezeu, îl căutăm pe Cel care este bunătate, preamărit să fie numele Lui. Domnul este bun. Și cum este bunătatea asta? Cum e bunătatea lui Dumnezeu? Cum am trăit-o? Pentru a exprima bunătatea Lui. Domnul începe să spună pilda aceasta. Vă spuneam, surprinsă din viața de zi cu zi. La început, pilda, povestea asta, pare aproape ternă, obișnuită. Zice că un gospodar avea o vie, fiindcă era probabil ca în perioada în care suntem și noi astăzi, perioada culesului viei, și pentru că înțelegem din pildă, din economia pildei, gospodarul era bogat, deci avea vii mari, avea nevoie de muncă, de forță de muncă, de zilieri, care să strângă repede rodul viei. Și pentru că a avut nevoie de astfel de forță de muncă, s-a dus în piața, acolo unde se găseau oamenii aflați pe penultima, dacă nu ultima, cu puțin mai bine văzuți decât sclavii. Oamenii fără proprietăți, anume, fără terenuri din care să trăiască, oamenii care trăiau de pe zi pe alta, zilierii. S-a dus dimineața de vreme în piață. La 6 dimineața se duce pentru prima dată. Îi cheamă pe cei care sunt acolo și trimite în via lui. Am zice nimic neobișnuit cu asta. O poveste normală, aproape plictisitoare. După aia aflăm din pildă că se duce încă o dată. Îngăduiți-mi să folosesc orele cu care noi suntem obișnuiți, să nu folosesc orele din pildă. Se duce a doua oară pe la 9 dimineața. Găsește pe alții, trimite și pe aceia la lucru. Nimic neobișnuit până aici. Începem să ridicăm din sprâncene când aflăm că s-a dus la 12 ziua. Oare n-a știut să-și dozeze bine nevoia de muncitori? Ciudat. Suntem și mai tare surprinși și pilda ne prinde mrejele ei și mai tare atunci când aflăm că s-a dus și la 3 după amiază. Cine se duce la 3 după amiază după muncitori? Ce să mai facă muncitorii aia în via lui? Și surpriza crește și mai tare când aflăm că s-a dus și la ora 17. Vă rog, surprindeți detaliile pildei, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu e important. Nu zice că i-a dus în vie, zice că i-a trimis în vie. Deci este cu minte să credem că din momentul în care au fost trimiși în vie până în momentul în care au început să lucreze efectiv pentru stăpân, au mai trecut ceva minute. Deci când se duce la ora 17 după amiaza și trimite în vie, cei care ajung în vie, ultimii, lucrează ceva mai puțin de o oră. Ziua de lucru se încheia la ora 18. Tot acest du-te vino pe care stăpânul, gospodarul devenit mai târziu în economia pildei stăpân, îl are
Tot drumul pe care îl facem, tot zăduful zilei, de care va fi acuzat mai târziu că nu l-a trăit, deși el trăise, tot drumul acesta este o metaforă, o expresie, dacă vreți, a bunătății lui Dumnezeu. Cine este gospodarul? Dumnezeu. Cine se duce după ei? Dumnezeu. Cum este bunătatea lui Dumnezeu? Primul lucru pe care vreau să-l spun, și dacă nu rețineți nimic în această după-amiază din cuvântarea mea, mă rog Domnului ca măcar acest lucru să rețineți. Cum e bunătatea lui Dumnezeu? 1. Te caută pentru a-ți face binele. Am crezut și data asta că veți zice amin. Te caută pentru a-ți face binele. Așa e bunătatea lui Dumnezeu. Prima surpriză a pildei este în versetul 8. Și în versetul 8 aflăm că stăpânul acesta avea ispravnic. Este ciudată apariția atât de târzie a ispravnicului, pentru că în mod normal ispravnicul era cel care trebuia să facă drumurile în piață, era cel care trebuia să-și aleagă forța de muncă. Stăpânul, având un ispravnic, venea dimineața de vreme, dădea poruncile și venea seara târziu să vadă ce s-a făcut. N-avea el nimic de a face cu zilierii, n-avea nimic de a face cu piața, n-avea nimic de a face cu alegerea muncitorilor, și totuși cel care se duce în piață nu este ispravnicul, ci este însuși gospodarul. Îngăduiți-mi să vă întreb în această seară. Uitați-vă, vă rog, în cuvântul lui Dumnezeu. Ispravnicul îi primește pe toți cei care vin în vie, dar stăpânul se duce după ei în piață. Vă întreb, știa că are de gând să-i plătească cu un leu? Sau un dinar, cum zice în original, știa? Știa că îi va plăti și pe cei care au venit la ora 3, pe care îi trimite la ora 3 în vie, că are de gând să-i plătească tot cu un leu? Știa că îi va plăti și pe cei care se duc la ora 17 în vie, tot cu un leu? Știa? Eu zic că știa. Că ăsta a fost planul lui de la început. Dacă el este cel care se duce după ei și dacă el este cel care știe încă de la început cu cât are de gând să plătească, înseamnă că este ceva mai mult decât nevoia lui de muncitori acolo. Că se duce cu un alt scop în piață, mai ales la ora 3, mai ales la ora 17. Și scopul lui poate fi unul singur. Care? Să le facă binele. Să le facă binele. De aici concluzia că Dumnezeu, în bunătatea Lui, este pe urmele noastre pentru a ne face binele. Dacă credem altceva, nu credem în acest Dumnezeu. Caracterul Lui este așezat în bunătate, sau cum spunea un mare teolog, numele Lui Dumnezeu este milostivirea. Dumnezeu vrea să-ți facă binele. În seara asta, dumneavoastră, sunteți mulți. Dar dacă aș putea, m-aș uita în ochii fiecăruia dintre dumneavoastră și aș vrea să vă spun, Dumnezeu este pe urmele dumneavoastră pentru a vă face bine. Pentru a vă face bine. Așteptați-vă la bine din partea lui Dumnezeu. Așteptați-vă la milostivire din partea lui Dumnezeu. Așteptați-vă ca Dumnezeu să se arate din timp în timp, din moment în moment, să vină în diverse momente în piața vieții dumneavoastră pentru a vă face bine. Mult bine. Iată cum este bunătatea lui Dumnezeu. Nu este o expresie pe care Dumnezeu o zice de la înălțimea tronului său, ci este activă. Dumnezeu este în căutarea ta pentru a-ți face binele. Vorbiți cu cei care sunt de multă vreme credincioși, de cei care trăiesc de multă vreme cu Dumnezeu, și vă vor spune și ei, indiferent de etapa de viață prin care au trecut. Și uneori, unii dintre dumneavoastră ați trecut prin momente atât de dificile, atât de dureroase, încât dacă ar fi fost alții în locul dumneavoastră, ați fi sfârșit în cămașă de forță. Dar a fost cineva pe urmele dumneavoastră care a luat durerea, care a coborât cu dumneavoastră în valea plângerii, în valea umbrei morții, și a știut să vă facă bine în fiecare moment. Aș vrea să vă spun, dragă biserică Elim, aveți încredere în Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vă facă binele. Nu primiți nicio altă voce, nu ascultați nicio altă direcție. Dumnezeu este în mijlocul bisericii sale și Dumnezeu care este în mijlocul bisericii sale este marele iubitor de oameni, cel care se îndură și se milostivește de noi. Dumnezeu ne caută pentru a ne face binele. Preamărit să fie numele Lui, și toată biserica zice amin. 2. Cum e bunătatea lui Dumnezeu? 1. Te caută să-ți facă bine. 2. Îți știe nevoile. Îți știe nevoile. Nu pot să citesc pilda asta fără să mă gândesc la românii noștri
ce etapă bună trăim noi cu România. E cea mai bună etapă din toată istoria României. Cea mai bogată etapă din toată istoria României. Dar n-a fost totdeauna așa. Am citit cărțile, am vorbit cu oameni. Știți că în perioada anilor 80, perioada anilor 90, la început, din România se fugea. Se fugea cu riscul vieții. Traversau Dunărea în not, mergeau prin țara nimănui, la graniță, riscând să fie împușcați pe acolo și ajungeau în țara libertății, unii dintre ei în Ungaria, alții în Austria, cei mai mulți în Austria, și să steau în campurile acelea. Știți că istoria asta, din pildă, este istoria românilor noștri. Este și istoria românilor noștri care stăteau în piețele acelea, în campurile acelea, așteptând să ia cineva la lucru. Lăsaseră acasă familii, unii lăsaseră acasă părinți bolnavi, unii lăsaseră acasă copii. Aveau nevoie să muncească pentru că din munca lor se întrețineau nu doar ei, ci și familiile lor. Trebuiau să trimită niște bani acasă. Trebuia să trimită niște bani acasă. Vorbit cu oameni care încercau să-și scuture hainele și să se pregătească cu întâlnirea cu oamenii care le puteau da de muncă în ziua aceea. Ce etapă dureroasă. Românii au fost pe acolo. Citind povestea asta, pilda asta, nu pot să nu mă gândesc la ei, la cât de dureros a fost drumul acela. Unii dintre dumneavoastră aveți părinți care au trecut pe acolo. În seara asta, când veți merge acasă, dați-le un telefon, îmbrățișați-i, sărutați-i pe frunte, poate că sunt bătrâni și sunt bolnavi acum, dar pe munca lor se așterne viitorul vostru. Dumnezeu a binecuvântat riscurile lor, a binecuvântat drumurile lor, binecuvântați-i și voi. Acum și Domnul să vă ajute și Domnul să-i binecuvânte. Nu pot să citesc pilda asta fără să mă gândesc la ei și fără să mă întreb de ce au stat în piață până la ora 17. După ora 12 nu mai trecea nimeni, nu te mai lua nimeni. De ce a stat în piață până la 17? Cine mai vine în piață la ora 17? Dar vedeți, dumneavoastră, nu puteau pleca. Trebuiau să stea până în ultima secundă, a ultimului minut, a ultimei ore, în speranța că totuși li se va întâmpla un miracol, că totuși li se va întâmpla o minune, că totuși vor primi ceva de muncă, fie cât și de mic, măcar să cumpere o pâine pe care să o ducă acasă. Vă spuneam că statutul lor în societatea aceea era doar un pic mai mare decât al sclavilor. Aveau nevoie de milostivirea aia. Cine mai vine în piață? Cine le mai știe nevoile? Aș vrea să vă spun că vine cineva în piață întotdeauna. Și acela este gospodarul. Gospodarul a făcut un du-te vino continuu, inclusiv la ora 17. De ce stați aici în piață? Nu v-a luat nimeni, nimeni. Duceți-vă și voi în via mea. Ce înseamnă asta? Dumnezeu știe nevoile. Dumnezeu îți știe nevoile. Dumnezeu îți știe durerile, Dumnezeu știe rugăciunile. Dumnezeu știe cu ce bați la ușa îndurărilor lui. Dumnezeu știe. Dragă biserică, Dumnezeu știe. Aveți încredere în Dumnezeu, nu și-a închis urechea față de dumneavoastră. Dumnezeu știe și Dumnezeu la vremea hotărâtă, la vremea potrivită, dacă așteptăm în tăcere răspunsul lui, Dumnezeu va interveni. Aveți încredere în Dumnezeu, aveți încredere în caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu intervine. Aș putea lua pe martori atâția dintre dumneavoastră care ați simțit, ați trăit că în ultima secundă Dumnezeu a intervenit. Uneori a intervenit cu miracole, cunosc oameni care și-au luat în brațe copilul, nu mai aveau nicio șansă să sune la salvare, nicio șansă să coboare cu el din apartament, nicio șansă, le murea în brațe și au strigat doar atât. Te rog, ai milă. Și în piața lor, în ziua aceea, a venit încă o dată gospodarul, pentru că gospodarul vine de fiecare dată. Pentru că împăratul știe care sunt nevoile dumneavoastră. Vă chem în această seară nu să vă priviți spre mine, nici spre amvonul ăsta, nici spre frontispiciul bisericii, priviți dincolo de el, la cel care este veșnic viu, la cel care este veșnic puternic, la cel care este veșnic milostiv. Ancorați-vă în bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe nevoile. Cum e bunătatea lui Dumnezeu? Pe bunătatea lui Dumnezeu te caută să-ți facă binele. În bunătatea lui Dumnezeu îți știe nevoile. Și încheie acest punct, nu predică, acest punct, încheie acest punct spunând, în bunătatea lui Dumnezeu are grijă de sufletul tău.
Se pare atât de fascinant și de frumos la acest Dumnezeu faptul că, și vă rog, urmăriți din nou pilda, ajunge în piață la ora 17 gospodarul, stăpânul, și vede pe ăștia stând în piață. Nu va chema nimeni? Nimeni. Vă întreb, putea să zic așa, ce mai am în buzunar? Luați de aici un leuț, un sfert dintr-un leu. Luați banii ăștia, duceți-vă acasă, cumpărați-vă niște pâine și duceți-vă la copii. Putea să facă așa? Putea. Era milă dacă făcea așa? Era. Îl putea cineva judeca pentru că a făcut așa? Nu. Și totuși, gospodarul face altceva. Ce nu v-a chemat nimeni, da. Duceți-vă și voi și lucrați în via mea. Și se duc ăștia și ajung târziu acolo. Și mai lucrează puțin, dar se duc și lucrează și pe munca lor primesc niște bani. De ce a făcut gospodarul asta? De ce a făcut stăpânul asta? Pentru că, îndrăznesc eu să cred, n-a vrut să le calce în picioare demnitatea oferindu-le de milă. N-a vrut să le calce în picioare demnitatea. A fost atent la sufletul lor. A fost atent la nevoile lor. A fost atent și a vrut să le înflorească. A vrut să simtă că în ziua aceea se vor duce acasă cu niște bani câștigați de pe urma muncii lor. Nu niște bani primiți de milă, ci pentru niște bărbați, mai ales pentru niște bărbați. Doamne, cât de important era lucrul ăsta. Nu. Dumnezeu nu-ți calcă în picioare demnitate. Dumnezeu este pe urmele tale să-ți facă binele și binele la acest Dumnezeu frumos înseamnă inclusiv să îngrijească de inima ta. Înseamnă inclusiv să aibă în grijă felul în care te simți, să crească. Când le zice, duceți-vă și voi în vila mea, le zice, am nevoie de puterea voastră de lucru. Le zice, pot folosi ceea ce am, pot folosi cele câteva minute pe care le mai aveți, pot să folosesc ceva de la voi și ceva din voi, ceva ce mai aveți voi, în mâna mea poate să primească valoare. Și asta le dădea semnificație dincolo de bani, semnificație dincolo de pâine. O, și ce frumos este Dumnezeul care îngrijește așa de noi. Cum este Dumnezeu? Ce înseamnă să fii copilul Lui? Păi înseamnă să fii copilul unui tată care știe să îngrijească de nevoile tale, care știe să te vadă, care știe să te prețuiască. El a venit ca oile sale să aibă viață și să o aibă din belșug. El vrea ca viața ta să explodeze, El vrea să te planteze în grădina sa și vrea să fii un crin de vază în grădina sa. Nu vrea să fii o floare nebăgată în seamă. Dumnezeu se apropie de tine, te udă, te îngrijește, ca în pilda smochinului. Lasă pe grădinar să aibă în grijă inima ta. Iată cum este Dumnezeu. Și iată cui slujim noi. Un Dumnezeu care știe să facă bine. Mult bine. Dumnezeu este pe urmele noastre pentru a ne face binele. Pe urmele tuturor celor care îl iubesc și trăiesc cu Dumnezeu. Dar îngăduiți-mi să privesc și reversul medaliei doar în puține cuvinte. Dacă nu-i Dumnezeu pe urmele tale pentru a-ți face binele, cine e? La ce să te aștepți? Când nu te dai lui Dumnezeu, când nu trăiești cu Dumnezeu, când Dumnezeu nu contează pentru tine și legile Lui sunt date la o parte din perspectiva ta, cine e pe urmele tale? Mai cunosc pe cineva în Scriptură care este pe urmele noastre, care răgnește ca un leu fără să fie un leu. El junghie, prăpădește, ucide. Te rog în seara asta, nu te lăsa la îndemâna Lui, ci dă-te Lui Dumnezeu. Amen. Și Domnul să-ți ajute. Amen. 1. Ce face Dumnezeu? Ce înseamnă să fii fiu al lui Dumnezeu? 1. Trebuie să te aștepți la bine. 2. Trebuie să te aștepți la primire. La primire. Vă rog, surprindeți această idee. În vie rămâne ispravnicul, așa înțelegem, că el a rămas tot timpul în vie. Vin primii, pe la ora 6 dimineața, are ce să le dea de muncă. Vin ceilalți, pe la ora 9, are ce să le dea de muncă. Vin la ora 12. Pe voi cine v-a trimis? Gospodarul, bine veniți să munceți. Vin pe la ora 3,
pe voi cine v-a trimis? Gospodarul. Veniți să munciți. Și vin la ora 17 și 5 și 10 și un sfert alții. Pe voi cine v-a trimis? Și cred că ăștia răspund cu inima cât un purice în ei, cu teamă, ca nu cumva ispravnicul să zică nu am nevoie de voi. Nu mai pot. Uitați, ne strângem sculele, strângem gălețile, spălăm gălețile, s-a terminat ziua de lucru. La ce să vă mai folosesc pe voi? Pe voi cine v-a trimis? Același gospodar. Și ispravnicul nu poate să zică decât vină. Pentru că în Dumnezeu este decât vină. Vină. Este loc și pentru tine cel care vii de vreme. Este loc și pentru tine cel care ai venit de vreme în via lui Dumnezeu. Remarcați în economia pildei, gospodarul se înțelege doar cu primii, cu cât îi urmează să-i plătească și trimite în via sa. Este loc pentru tine cel care ai venit de vreme. De vreme însemnând și inclusiv faptul că ai venit de vreme în viața ta. Azi dimineață vorbeam cu cineva, îmi povestea un păstor cu state vechi în Arad. A venit în via lui Dumnezeu la 15 ani și jumătate. Este loc și pentru el. A fost loc și pentru el. Este loc și pentru tine când vii de vreme. Și ce frumoasă este viața lui Dumnezeu, cu Dumnezeu trăită de vreme. Nu alege să îți risipești viața în alte direcții. Vino de vreme. Acum, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, dacă ai 15 ani, 14 ani, 13 ani, dacă încă îți bate pulsul în vene, alege-l pe Dumnezeu, trăiește cu Dumnezeu. Este loc și pentru tine, cel care ai venit de vreme. Și pentru toți cei care ați venit de vreme în via lui Dumnezeu. Poate că aveți 10 de ani pe calea lui Dumnezeu. Îngătuiți-mi să vă spun în această seară, stăpânul este drept. Stăpânul este drept. Ce a promis, va da. Se va ține de cuvânt. Plata o va face la final. Noi vrem adeseori plata din altă parte. Dar la final, cel care va pune cununa este însuși Dumnezeu. Gospodarul răsplătește. Aveți încredere în Dumnezeu. Dar este loc și pentru tine cel care a venit târziu. O, de câte ori mi-a fost dat să aud, auzi, pentru mine este prea târziu, nu mai pot. Uneori acest nu mai pot are de-a face cu vârsta, nu mai pot pentru că am 80 de ani, 85 de ani, nu mai pot pentru că m-au ajuns bolile, nu mai pot pentru că nu mai mă țin puterile, nu mai pot. Alte ori acest nu mai pot are de-a face cu viața risipită, nenorocită, făcută țândă de către diavol, nu mai pot pentru că tu nu știi câte am făcut eu. Am venit înaintea dumneavoastră în această seară să vă spun să veniți. Să veniți. Este loc și pentru dumneavoastră. Indiferent cum sunteți, indiferent în starea în care sunteți, veniți la Dumnezeu. Dați-vă lui Dumnezeu. Deschideți-vă inima înaintea lui Dumnezeu. Este loc și pentru dumneavoastră, indiferent de cât de târziu este pe ceasul vieții dumneavoastră. Dați-vă lui Dumnezeu. Este loc. Mai este loc, cântăm noi o cântare, la cruce pentru tine. Sau avem un refren pe care îl spunem, ai loc la cruce și tu, unde mii au venit și tu poți fi primit. Ai loc la cruce și tu. Nu este persoană aici care să treacă din viața aceasta și să ajungă înaintea lui Dumnezeu și să poată să-i spună lui Dumnezeu, n-am venit pentru că în biserică n-a fost loc pentru mine. Nu. Totdeauna, te rog să reții expresia asta, întotdeauna există un loc pentru tine. Întotdeauna există un loc pentru tine. Dacă nu mai poți să faci nimic, doar zâmbește, iată locul tău. Dacă ai Alzheimer și zâmbești un pic mai strâmb, zâmbește așa, iată locul tău. Poți să faci ceva, spunea David Jeremiah, unul dintre autorii creștini. Câtă vreme suntem în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu mai are de lucru cu noi, suntem nemuritori. Suntem nemuritori. Eu vă întreb, suntem în voia lui Dumnezeu? Credem că Dumnezeu mai are de lucru cu noi? Iată nemurirea. Iată nemurirea. Dumnezeu va duce până la capăt slujirea noastră, câtă vreme stăm înaintea Lui. Doamne, ajută-ne! Cum e bunătatea lui Dumnezeu? În bunătatea lui Dumnezeu te caută să-ți facă binele. În bunătatea lui Dumnezeu îți vede nevoile și în bunătatea lui Dumnezeu prețuiește sufletul tău. Nu te sfărâmă, nu-ți sfărâmă cu mila demnitatea. În bunătatea lui Dumnezeu desemnează un loc pentru tine. Și închei în seara asta.
În bunătatea Lui, Dumnezeu nu te lasă niciodată așa cum ești. În bunătatea Lui, Dumnezeu te schimbă, te transformă. Există trei surprize în pildă. Prima v-am spus-o, apariția ispravnicului. Mai sunt două surprize care sunt la final. Prima surpriză este felul în care gospodarul devenit stăpân alege să-i răsplătească pe cei care au muncit în vie. Ciudat, parcă special pentru a crea tensiune. Își cheamă ispravnicul și zice, vreau să le dai banii. Vreau să le dai banii. Dar te rog să încep cu ultimii. Și mai este o încă surpriză. Felul în care gospodarul alege să-i plătească. Pe toți? La fel. Mă vă rog pentru câteva secunde să vă imaginați la coada aceea oamenilor care au lucrat în vie și care s-au pus la coadă în funcție de ora în care au ajuns în vie și își așteaptă plata. Intră primii în locul în care era ispravnicul sau ajung înainte ispravnicului și primesc cât primesc? Un leu. Dacă ați fi dumneavoastră în locul lor, ce ați zice? Wow! V-ați fi așteptat la 10 bani și ați primit în schimb un leu. E mult. E foarte mult. Ați lucrat atât de puțin și ați primit așa de mult. Ieșiți de acolo cu fața radin de bucurie. Am primit un leu. Un leu. O zi de muncă și am muncit atât de puțin. Intră următorii, cei care au venit la 3 și primesc cât? Un leu. Ies de acolo, știți, noi oamenii. Un pic mai posomărât, deși nici ei nu meritau leul acela. Am primit un leu. La capătul cozii s-a creat așteptarea. Care e așteptarea? Să primească mult mai mult. De ce? Pentru că ei au lucrat tot, zic ei, zăduful zilei. Și vin toți pe rând și toți primesc din partea lui Dumnezeu atât cât Dumnezeu hotărăște. Și cât a fost? Un leu. Ultimii care s-au înțeles cu Dumnezeu primesc din partea lui Dumnezeu atât cât s-au înțeles cu El. Dumnezeu a fost drept cu ei. Și începe răzmelița. Ce nu știau ei, ce nu vedeau, era că acel ultim act al plății de către stăpân era ultimul festin al bunătății lui Dumnezeu. S-așezaseră acolo și vedeau cum este bunătatea lui Dumnezeu. O, noi, oamenii, cât de ușor suntem plini de bucurie atunci când noi suntem cei care primim bunătatea și cât de reținuți devenim câteodată atunci când alții sunt cei care au parte de aceeași bunătate. Stăteau la festinul bunătății lui Dumnezeu. Toată ziua fusese acolo. Eu vă întreb, cei care au fost în ziua aia primii în vie, puteau să fie ultimii? Da. Puteau mâine să fie ei ultimii? Da. Se puteau bucura împreună cu ceilalți? Sigur că se puteau bucura, dar totuși n-au văzut cum spre ei, în mod constant și zi de zi, toată ziua aceea, s-a revărsat bunătatea lui Dumnezeu, uitându-se și în jur la cei care veneau în vie la diverse ore și le spuneau, ați venit și voi, da, ce mă bucur pentru voi. Este semn că Dumnezeu îngrijește de voi. Este semn că vă veți duce acasă cu ceva, că vă puteți îngriji de familiile voastre. Toată ziua au fost martori la bunătatea lui Dumnezeu. Și acum, la final, Dumnezeu întorcea oglinda. Uită-te! Cum ești? Cum ești? Îngăduiți-mi să termin mesajul din această după amiază cu două aplicații practice. Cum ești? Finalul, vă spuneam, e deschis. Vreau să vă întreb înainte însă. Este cineva aici care s-a așezat la masa bunătății lui Dumnezeu anul ăsta? Este cineva aici care a beneficiat de bunătatea lui Dumnezeu? Este cineva aici care ar putea să strige din toată inima, slăvit să fie Domnul, eu, familia mea, am beneficiat de bunătatea lui Dumnezeu. Anul ăsta stă sub auspiciile bunătății lui Dumnezeu. Anul ăsta bunătatea lui Dumnezeu a fost revărsată peste familia mea. Este cineva aici care, așa cum oamenii ăștia din pildă au văzut revărsându-se în val după val bunătatea lui Dumnezeu, poate să zică din toată inima, slăvit să fie Domnul? Amen. Și atunci îngăduiți-mi să termin, dacă este așa, cu aceste două aplicații. Știți că de fiecare dată când avem de a face cu prea plinul bunătății lui Dumnezeu, bunătatea capătă glas. Bunătatea începe să ne întrebe, să ne chestioneze, să ne frământe.
Cunosc unul dintre marii manageri ai lumii noastre, a scris o carte care l-a făcut și mai celebru, se cheamă Manager la minut, și povestește el momentul convertirii lui după ce a scris cartea. Zice, eu am umblat cu Dumnezeu așa cum am umblat, dar în momentul în care am scris cartea și cartea, o broșurică, s-a vândut în milioane de exemplare, mi s-a făcut instantaneu frică. Zice, nu puteam fi eu cel care a scris cartea și să aibă succesul ăla. Era prea multă bunătate. Era prea multă bunătate. Și atunci m-am întors cu privirile spre cel care este din veșnicii dătătorul bunătății, bunătatea însăși. M-am întors cu fața către Dumnezeu. Dumnezeu este cel care revărsa spre mine în valuri bunătatea sa. Și atunci când bunătatea vine, ți se face câteodată frică și trebuie să te întrebi. Și închei cu aplicațiile de care spuneam. 1. Bunătatea primește glas și zice Apostolul Pavel, nu vezi tu, dragă biserică Elim, nu auzi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu plecați la drum fără să vă uitați la cât de bun este Domnul și fără să nu-i spuneți Domnului și în seara asta mă întorc cu mulțumire înaintea ta. Îți mulțumesc pentru toată bunătatea ta și mă pocăiesc înaintea ta. Bun ești tu, Doamne, slăvit să fie numele Lui. Toți cei care aud bunătatea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu strigă și astăzi, pocăiește-te, pocăiește-te, pocăiește-te. Și închei cu a doua aplicație practică. Ai un moment în istoria poporului Israel, când David devine împărat. Și când David devine împărat, el care știa cum e bunătatea lui Dumnezeu, David începe să întrebe, mai este, vă aduceți aminte momentul, mai este cineva din casa lui Saul, față de care să mă port cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Vă chem în această seară, când se termină biserica, să vă uitați în jur, vă chem acum să vă uitați în jur și să vă întrebați, mai este cineva în biserica Elim, față de care să mă port cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Bunătatea lui Dumnezeu nu s-a uitat la fața omului. Bunătatea lui Dumnezeu a luat în calcul nevoile oamenilor. Bunătatea lui Dumnezeu a fost pornită să facă binele, nu răul. Bunătatea lui Dumnezeu are în vedere demnitatea oamenilor. Mai este, întreb în seara asta, mai este cineva în biserica Elim, față de care membrii bisericii Elim și noi toți să ne purtăm cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Și când ne vom întreba asta, cu siguranță că Duhul lui Dumnezeu va răspunde în inima noastră, da, mai este, iată. Și încep din familia ta și lărgește cercul și lărgește până prinzi toată biserica. Față de ea să te porți cu o bunătate, ca bunătatea lui, ziceți noastră, Dumnezeu. Cum este Domnul? Bun, slăvit să fie numele Lui. Amin.